Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Ninja Tycoon, unde de această dată continuăm noi însă, ne-am dat un mic rebirth, să spunem așa, adică dacă mă duc eu pe undeva pe aici, nici nu mai știu, nu era aici, recrută ninja, ok, aveam pe undeva printr-o parte, mi s-a pus jocul pe bară, foarte frumos, ce n-avea asta? Ok, aici, ninja lăi, ha? Ăsta stă degeaba, nu știu unde pot să-mi văd celălalt sătuc, ne-am dat rebirth, practic. Și ia să vedem dacă mai pot eu să mut toate astea. O să le punem într-un colț. Și acum ar trebui să facem mai mulți bani sau mai multă experiență sau ceva de genul, sau în genul acesta. O să ne ducem noi, fiți atenți, la fermă care naiba era aici. Și o să mai punem una de asta de copac. O să dăm un mic speed up. Avem 3 muncitori, perfect. Aici mai punem unul, nu mai avem. Cred că trebuie să mai cumpărăm o casă, worker house. Avem 1000 gold, construiesc ăștia casa, hai să mai angajăm un ninja low, o să-l punem pe strength, perfect, băgăm 3 de ăștia, ușor, și cred că o să rămânem ușor, ușor fără aur și fără piatră, deci hai să, ia stai că trebuie mutat asta, pusă ceva în genul ăsta și îmi fuge și mouse-ul de pe ecran, ok, pune și de piatră, cred că trebuie să mai facem o casă pentru muncitori, trebuie extins neapărat, trebuie să facem ăla de research. Mai angajăm băiețașii, deci la librărie, da? O să dăm 1000 gold ca să ne extindem și mai mult zona ca să avem loc. Pentru că știți și voi că intră o groază de chestii pe aici și vreau să văd cam ce se întâmplă în acest joculeț după ce îți dai rebirth. Pentru că dacă ați urmărit episodul anterior, noi în mare parte l-am cam terminat. Hai să punem un training field, să se antreneze băieții. Arată mult mai bine acum. Hai să antrenăm pe careva, uite, văd că ăsta e destul de slăbuț, vreau să mai angajez încă un ninja low, pentru că știți că vine aia și ne atacă și vreau să fim destul de puternici. Aici e stealth support, ok, ca să-l susțină pe ăla, naiba știu ce fac ei pe acolo. Deci, toți ninja low-ii noștri, ăsta are level 92, deci ar trebui să ne putem apăra de aceste wave-uri destul de ușurel. Training, ăștia stau degeaba, incoming raid, ia să vedem, că vin să ne atace nebunii. Să vedem cam ce se întâmplă. Aici la research văd că trebuie să dau iarăși fermă de fiercică. La momentul de față se descurcă, ceea ce este perfect, într-adevăr. Vreau să mai bag un worker house ca să avem destui muncitori. Că știți și voi că mereu trebuie să angajez muncitori ăștia nemernici. Așa că e mai bine să avem un plus, să stea degeaba. Ce ne mai trebuie nou foarte important? Un blacksmith pe care îl punem aici. Se extinde destul de mult zona, oare merge extinsă și mai mult? Cred că da, sau nu, nu merge, cred că asta e toată. Perfect. Văd că avem ceva, 2 de fiecare, noi avem 3 ninja lăi. Știți ceva, hai să mai angajăm încă 2. Perfect. Ca să avem 5. Pentru că e mult mai bine așa, o să luăm unul pe stealth, de fapt nu e niciunul, o să luăm pe ăsta pe strength. Nu mai e niciunul cu stealth, deci nebun, agility, hai că e perfect. Îi mai punem să se antreneze și ei. Și acum că avem 5, trebuie să fie câte 5 din fiecare. Perfect. Asta nu mai știu ce -mi trebuia. Gold, aici ne trebuie fier, am înțeles. Venim cu o mină de asta de fier. Chiar cu 2 venim. Pentru că fierul e puțin mai problematic, la aur se descurcă băieții, văd. Și oricum folosim foarte, foarte mult. Pe bara de dreapta cred că reprezintă când vin să ne atace cu raid-ul. Raid, cum se zice. Raid-ul zici că e ăla de gândaci, știți? Hai de capul meu, văd că nu pot să mut clădirea dacă nu e construită. Ciudat. Hai să facem așa, știu că ar trebui să-i trimit în misiuni. De fapt, hai că-i trimit acum. Îmi ia să nu mai vină raid-ul ăla și să ne... Aici nu putem să-i trimitem, că nu sunt destul de puternici. Mai trimitem și noi așa din ei, ca să mai facă ceva level. Exact la ce mă așteptam eu, că vine raid-ul acesta și nu... Da, uite că au terminat repede misiunea. Atunci nu știu ce înseamnă bara aia roșie din dreapta. Ciudat. Hai să mai facă băieții noștri niște level. Trebuie să ajungem să dăm research la tot. Dar nu avem de la să-i... N-avem spital. Oh my god, fă repede spitalul, că sunt... Eu l-a rănit. Moare nemernicul. Care... Băgați repede. Spitalizarea. Nu știu ce înseamnă injured, doare moare? Hiding, ăștia se ascund, doar 2 apără? De ce? Nu e bine, băieți? A fost aproape.
Sunt curios ce se întâmplă când se umple bara asta. Idol. Ah, se vindecă singur? Probabil că-i trece sau ceva de genul. Hai să mai angajăm un ninja low, pentru că văd că nu prea fac față nemernici ăștia. Și după aia ne oprim aici, uite, stealth, mi se pare că e tot X-Slayer, da. Îl angajează iarăși. Bă, mina de fier, în rest, o ducem destul de bine. Ia să ne uităm noi la Blacksmith. Master Research First. Oh, Dumnezeu, ne ducem aici și să dăm de Tier 2. Cu cât au armuri mai puternice, cu atât ne ieși nouă mai ușor la rândul nostru. Îi trimitem pe ăștia 90%. Ce să mai facem? 100%. Mi se pare că ei în misiuni fac și level sau ceva de genul. Și ieșim și noi mai bine, pentru că ne apără ăștia cum trebuie. Deci au câte două și ei sunt 6. Facem așa. The other outpost needs our help. Send a ninja to reinforce. Oh, serios? Deci bara din dreapta cred că reprezintă cealaltă baza noastră. Dar de ce nu o pot, de ce nu o pot vedea? Știți? La ce mă refer? Hai să vedem. Îl trimitem pe ăsta să apere. Cel mai puternic îl trimitem. Dar nu știu ce e bara asta. Da, mă rog. Stop training. Hai să antrenăm pe altcineva. Îi dăm un all. Begin. Perfect, trebuie să dăm research la cât mai multe chestii. Inspire, hai cu Inspire, n-am înțeles-o niciodată. O să luăm niște turnuri. Să-i punem pe băieți să stea pe aici pe sus. Ia fiți atenți. Ceva în genul ăsta, în caz că mai pătrund ăștia în bază, să se apere ăștia noștri. Că dacă intră cineva aici, ăștia de aici nu pot să tragă, știți la ce mă refer? Desigur că știți. Ăla nostru s-a mai întors, mă, sau cine v-a făcut? L-a întâlnit pe ăla de level 90 și s-a mai întors. Ciudat. Ok, a venit raid-ul. Bă, ne apărăm bine pentru că avem armură puternică. Deci suntem 1, 2, 3, 4, suntem 5 în viață. Aici e perfect. La tier 3 mi se pare că ne trebuie diamante, corect? Ia să vedem. Îi mai trimitem pe ăștia în misiuni. Bă, că rămâne doar unul în bază. Complete a mission with a minimum difficulty of 7. Ok. Iar au aia nevoie de ninja lui? Dar stai puțin, nu înțeleg. Stai foarte ciudat. Deci înseamnă că trebuie să mai angajezi ninja sau ce? Că dacă nu se întoarce, e ciudată treaba. Ok, tu, hai să-l trimitem pe cel mai puternic. Dar mi se pune jocul pe bară că mi-e să-i mausul de pe ecran. Păi și ce fac mă dacă îi trimit pe toți? Dacă-i trimit acolo pe toți, eu rămân fără ninja în baza noastră. Ah, trebuie angajați la loc. Ah, înțeleg. Ne-ar trebui unul cu strength, da, mă rog. Incoming raid. Ah, am înțeles. Deci vrem să-i antrenăm pe ăștia. Deci, practic, baza noastră asta a doua e mult mai slabă și trebuie să o susțină pe prima. Și trebuie să trimitem non-stop ninja ca ăștia să se apere. E ciudat sistemul ăsta, pentru că uite cât de repede se umple bara. Destul de dubios. Dar mă rog. Ok. Ne apărăm cu ușurință aici. Vreau să mai facem ceva. Training Field 2. Uite aici nu lucrează nimeni. Nici n-am văzut, ești nebun. Ok. Hai să-i trimitem repede într-o misiune. Și după aia îi trimit și să ajute acolo. 60% nu se merită. Ne trebuie ninja bun de tot, că scade foarte puțin aici. Asta e buba. Ia, au terminat. Parcă da, din misiuni fac ei cel mai repede level. Sau cred că trebuie să-i antrenăm ca să facă level, nici nu știu. Și ce se întâmplă dacă se umple bara asta? Nu înțeleg, pierd? Ia. Succes. Ăsta e rănit, îl vindecăm, nu e problemă. Training. Îl trimitem pe ăsta de 26. Dar celălalt outpost pe care l-aveam noi era foarte puternic. De ce ne-am mort toți acolo? Nu înțeleg.
Aici ce noi putem să mai facem? La training, o ducem bine cu toate resursele. Dar cred că pierdem celălalt outpost. Nu e bine deloc. Hai să vedem ce se întâmplă, nici nu știu, că n-am cum să trimit non-stop de ăștia. 38, ah, deci când se antrenează face level. Hai să-l trimitem pe ăsta de 41. Hai să antrenăm, îl antrenăm pe ăsta. Trebuie cineva să se antreneze non-stop, văd. Training field, îl punem acolo. N-avem cum să-i susținem pe ăștia non-stop. Deci trebuie să vedem ce se întâmplă când se umple bara aia. Deci practic pe noi ne interesează levelul. Levelul lor, să fie cât mai mare posibil levelul. Cu cât au level mai mare aici, cu atât scade mai mult pericolul în cealaltă bază. Dar efectiv fiecare ninja low pe care noi îl trimitem acolo moare. Și asta mă disperă. Aici văd că nu se antrenează nimeni. Ăștia sunt în misiune. N-am fost atent să văd câți bani fac ei din misiuni. Au eșuat, n-are nimic. Vine și un raid. Hai să le facem armuri puternicoase. E asta cu level 3. Îl văd eu aici care e super slăbuț. Și îl trimitem să-și mai mărească levelul. S-au făcut bine băieții. Ăștia știu că au nevoie de ajutor, nu e problemă. Era unul slăbuț pe aici. Raid, da, se apără. Da, fără nicio problemă. Și trebuie să-i trimitem pe ăștia de level mare, acum ce să mai facem. Dacă îl trimitem și pe 150, deja a scăzut pericolul. Vedeți că acum m-am pus pe picioare la loc. Adică nu mai am probleme. Trebuie angajați ăștia înapoi. Și tu aici. Și trebuie efectiv, imediat ce angajezi, trebuie trimiși la antrenament. Antrenamentul e full. Se pare că este full într-adevăr. Îi lăsăm ușor să se antreneze, să-și mărească levelul. Și mă uit aici, de exemplu, ăsta care are foarte puțin bările foarte mici. Da, îl trimitem să se antreneze puțin. Ei pleacă la un moment dat de la antrenat și eu îi trimit la loc. Aici la armuri m-ar interesa. 2500, nu prea avem bani. Ia să vedem. Ceva de genul ăsta. Ăștia pleacă și cu armurile nemernicii. Poate ajută să scadă bara cu cât au ăștia armuri mai mari, mai puternice. Hai să vedem, hai să-i trimitem într-o misiune ceva. 94 800. Ne aduc și mulți bani, asta e beleaua. Dar nu știu dacă urcă în level. A, păi toți sunt în misiune și ăsta doar se mai antrenează. Nu e rău. Antrenează de non-stop. Cred că i-am pus pe picioare oficial, băieți. Adică nu mai avem probleme. Nu mai avem probleme deloc, ceea ce bine, pentru că la un moment dat am crezut că o să pierd. Pentru că efectiv abia mențineam bara asta roșie sus de tot. Și aveam probleme destul de mari. O să-i trimitem iarăși într-o misiune. 800 gold, 90, 600 gold. Perfect. Au mai rămas 2 pe care aș vrea să-i trimit la antrenat. Raidul acela vine. Ăștia au level mare. O ducem perfect chiar. Vreau să văd cât de bine se apără. Mamă, cât sânge. Ar trebui un îngrijitor ceva aici să curețe treaba. Jocul acesta nu știu dacă am mai primit update-uri. Nu știu, a fost succes, cred. Da, când se aude melodia aia e cu succes. Bun. Aici la medici. Care sunt, mă, medicii? Abar n-am. E ok, presupun. Ne atacă. Hai că ăștia cei mai puternici ai noștri încă sunt în picioare. Deci noi câți avem în total? 7. Ceva de genul. Să aibă cu toții armuri. Bun. Să se antreneze băiețașii. Ia uite ce frumos. No. Își măresc levelul. E oarecum satisfăcător joculețul. Așa, toată lumea e idle. Perfect, îl luăm pe ăsta, îl trimitem o dată. Și pe ăsta. Și s-a terminat cu tot pericolul lor. Îi urcăm la loc în level.
Avem ninja chiar puternici. Ăștia sunt maxați, naiba. Da, luăm pe ăsta de exemplu, mai luăm doi băieți. Avem o problemă, cred că e un bug. Ni s-a blocat misiunea. Nu se mai întâmplă nimic cu ăștia. Au murit, cine v-a făcut? Habar nu am. Incoming raid, hai să salvăm și să ieșim. Ce naiba? Am și așteptat puțin și nu se clintește din zona aia. Ia, a, gata mă, și-a revenit. Ok, presupun. Voi vreau să vă antrenați în continuare. Vine raid-ul. Nu se întâmplă multe jmecherii. O, da, fail, ia. No, e succes. Ok. La level 60, l-avem pe ăsta cu 87. O să scadă fără probleme bara aia. Ia să-l trimitem pe ăsta. De fapt, nici nu știu dacă se merită. Hai să-i trimitem pe ăștia de 60. Ăla de 87 îl păstrăm pentru baza noastră. 65. Perfect. Și acum partea proastă e că trebuie angajați la loc și antrenați de la zero. Asta mă enervează, deci a venit raid-ul. Raid-ul, cum se zice. Pac, 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 mor băieții ăștia răi. Perfect. Noi avem... mai facem ăstea pentru toată lumea. Au băieții nevoie de ajutor, deci îi trimitem pe ăștia de level 60. Și mai trimitem încă unul de 65. Și pentru misiunea asta foarte grea, e mereu 80%. Deci nu prea avem ce să facem. Mamă, ăștia au full, ești nebun? Sunt full băieții. Când au toate statusurile full, nu prea mai merg antrenați. Asta e beleaua. Sper să nu dea fail la misiunea asta. Chiar sper să iasă cu bine. Ia să vedem. Când level... a fost cu bine asta, nu? Nu am văzut, ești nebun? Hai să-i trimitem iar și să salvez. Și dacă dă fail, o să... zic. O să dau, mă duc în meniu. Trișez, să zic așa, și facem iar misiunea până când dă succes. Că ne dă diamante. Și cu diamantele ne luăm armură și mai puternică de atât. Dar văd că își pierd din armuri. Am mai luat una bonus. Avem 9 de fiecare. Avem prea multe materiale. Ești nebun. Asta nu are stealth. Da, deci acum efectiv ne menținem cu jocul. Nu mai avem nicio problemă. Succes. S-a rănit ăla. Mare chestie. Complete the Assassinate Clan Leader Mission. Avem o misiune foarte grea, cică băieți. Noi continuăm să antrenăm băieții care au level maxim. O să aibă ăștia nevoie de ajutor, dar după acest raid îi trimitem. Oh, ne lipsește un ninja low. De ce nu mi-a zis, mă, băieți, ca să-l antrenăm imediat, îl facem. Îl urcăm în level. No, bă, ce faci tu? Asta ascunde ăștia, bă, m-au mâncat. O te mai ascunde, antrenează-te. Ca să fii crâncen. Ăștia de level mai mic îi trimite 65. Dar mă enervează că trebuie antrenați iar. De la zero. Și abia-i făcusem și o marși tari. Băi, băieți, nici nu știu. Cred că o să încheie episodul pentru că nu mai am ce să fac. Adică dacă vă uitați voi aici, deja avem 3 ninjale cu level 100, câțiva cu level 60 pe care îi mai creștem ușor, ușor. Mereu mai trimit aici ca să nu avem probleme. După aia, de exemplu, angajez iarăși, îi antrenez din nou. Și tot așa, în stânga sus îmi zice să completez nu știu ce misiune, dar nu mi-apare misiunea absolut deloc. Și asta mă enervează. Diamante facem rost. Aici armuri avem. Ne mai trebuie ceva diamante pentru mai multe armuri la, mă rog, ăstora de level 100. Deci, practic, ne-am stabilit și cu baza aceasta. Avem vreo 3 ninja de level 100 care o să apere mereu și nu-i trimitem la cealaltă bază decât pe ăștia care antrenăm acum. Și nu apare misiunea asta, nu înțeleg. Ăștia sigur fac cu succes, că sunt foarte puternici. Unul s-a rănit, atâta tot. Nici nu știu ce să mai zic. Adică armuri de tare 3 avem, aici am făcut aproape tot. Mai vine ceva raid inutil.
Ăștia antrenăm. De fiecare dată, după ce își fac toate statusurile la maxim, îi trimit la cealaltă bază. Cam asta se întâmplă. 8 peste tot. Și după aia doar fac iarăși armură. Nu înțeleg unde e misiunea. Unde dau escape? Dau aici. Nu e nicăieri. Poate trebuie să-l fac pe unul să stii. Este un pic, că sunt curios de ceva. Vine raidul acesta. Ok. Nu se întâmplă absolut nimic. Și avem acest Inspire. Ok, construiește Inspire-ul. Pe ăștia antrenăm. Și când sunt gata, îi trimit aici. Când au toate statusurile maxate. Și ce ne va face? Hai să-l trimite pe X-Lader, da? Să se inspire puțin. Că nu-mi dau seama exact ce se întâmplă. Tu du-te acolo, tu du-te acolo. Și iarăși pe aceeași rută. Ați văzut adineauri? Nu înțeleg, deci ce face X-Lader de level 100, da? Stop. Hai să-l luăm pe unul care nu are 100, pe Takashi. Faster Harvesting, ia. Oare face level? Inspiring. Nu face level, nu face nimic. Da, dacă ar fi apărut misiunea, aș fi putut să termin, dar așa nu o văd. Și oricum, probabil după ce... probabil după ce zi fac misiunea, pur și simplu mai încep o altă bază sau ceva de genul. Oricum, cam atât a fost cu jocul acesta. A fost un joc ceva mai micuț, dar foarte distractiv, trebuie să recunosc, însă îi lipsește ceva conținut. De exemplu, misiunea asta trebuia să fie mai ușor de găsit, trebuia să fie ca la proști, adică să poată să o vadă oricine, că dacă nici măcar eu nu pot să o văd, nu știu ce ne-am în regulă cu ea sau nu am făcut. Din nou, este un joc bun, dar îi trebuie mai mult conținut, mai mult content, mai multe chestii de făcut. Oricum, am făcut 4 cu levelul ăsta. Deci asta după ce termină de inspirat, stai un pic, poate apare acum misiunea, nu apare. După ce termină de inspirat, face level 100. Sau nu? Era levelul 100 din misiune sau ceva? Habar n-am. Oricum, băieți, o să încheie aici episodul. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!